Deja zeci de clienți care vor să scape de mașinile vechi trec pragul firmelor colectoare. La nivelul județului, 8 societăți comerciale vor participa la această sesiune a programului. La fel ca și în anii trecuți, cuantumul primei de casare este de 3.800 de lei, suma fiind achitată printr-un tichet valoric. Pentru achiziționarea unui autovehicul nou pot fi utilizate maxim 3 tichete. În această sesiune a programului Rabla județului Buzău i-au fost repartizate 240 de tichete, fiecare firmă colectoare urmând să primească 30 de vouchere. Mașina dată spre casare trebuie să îndeplinească și câteva condiții. Primii clienți au apărut încă din prima sesiune, că n-am terminat cu ei, solicitări sunt foarte multe și numărul de tichete limitat. Încă nu știm exact câte tichete se vor acorda, dar solicitări sunt foarte multe, nu facem față. Chiar dacă programul a fost demarat în 2010, încă se bucură de succes. Numărul de vouchere s-a dovedit insuficient și acum mulți dintre proprietari și-au depus documentele înainte de data începerii programului Rabla. Primii clienți au apărut încă din prima sesiune, că n-am terminat cu ei, solicitări sunt foarte multe și numărul de tichete limitat. Încă nu știm exact câte tichete se vor acorda, dar solicitări sunt foarte multe, nu facem față. După finalizarea acestei etape a programului de casare, Ministerul Mediului ia în calcul suplimentarea numărului de etichete valorice.